Bună ziua, doamnelor și domnilor, la ediția de astăzi a emisiunii Agenda Locală. Ne aflăm în comuna Polovrag, realizăm un interviu cu domnul primar Ștefan Făsuiescu. Bună ziua, bine v-am găsit! Bună ziua noastră și tuturor telespectatorilor postului noastră de televiziune. Mai avem puțin, începe un nou an școlar. Cum stați cu unitățile de învățământ? Pregătite? Nu mai este mult. Vacanța a trecut, începe nou an școlar, noi suntem pregătiți, toate școlile corespund, le-am avut reabilitate pe un program pe Banca Mondială, nu numai școlile sunt în bună stare de funcționare și corespund cerințelor Uniunii Europene și avem asigurat și combustibil pentru iarnă. Ne-am aprovizionat cu lemne, cu cărbune. Deci, la 15 septembrie, când copiii intră în clase, pot să-și desfășoare activitatea în condiții bune. Am înțeles, deci nu sunt probleme, au fost reabilitate la timpul respectiv, acum mici igienizări, curățenie. Curățenie este la curente și grădinițele la fel, sunt aprovizionate și grădinița din Cătunul Rudărie, grădinița din satul Racovița, avem combustibil solid, respectiv lemne și cărbune, deci nu avem probleme. Așteptăm să vină copiii din vacanță. Microbus pentru transportul elevilor? Avem un microbus pentru transportul elevilor, aici e problema. Odată cu desfințarea școlii din Cătunul Rudărie și la Racovița, microbuzul care e trebuie să facă mai multe curse dimineața și copiii trebuie să scoale la 6, începe să facă cursele. Avem promisiune de la inspectoratul școlar. Ne-a fost repartizat încă un microbus și așteptăm să vină. Sunt Dacă copite... ne vine și al doilea microbuz, o să transportul o să facă la timp și în condiții bune. Sunt copii de clasele 1-4 care sunt duși copii, de la 6? Da, sunt copii de 1-4, de 5-8, care pleacă mai de noapte de acasă. E destul de dificil, destul de greu. Dar dacă primiți un al doilea microbuz școlar pentru transportul elevilor, va fi bine, se va remedia situația. Da, promisiunile sunt, s-ar putea chiar până începerea anului școlar să vină un microbuz, dacă nu, până la sfârșitul anului trebuie să vină. Am înțeles. Comuna Polovrag, o comună greu încercată de precipitațiile acestea abundente, de inundații, pe lângă Bengeș, Ocadia, Crazna, Novaci, Alimpești, toată zona de sub munte. Care sunt efectele în acest moment? Care este situația în acest moment după inundații? Așa este. Comuna Polovrag niciodată n-a fost afectată de inundații cum a fost anul acesta. Am avut pe Părâul Tăria, că este un părâu, dar atât de mare a fost în perioada inundațiilor. A dărâmat, a rupt drumuri, stâlpi de lumină, de iluminat. Am avut 3 gospodării afectate, care a fost nevoit să apelăm la prefectură, la Consiliul Județean, și ne-au fost repartizate 3 module și avem 3 familii în module. Până vedem ce putem face să le construim locuința. Pe vechiul amplasament sau le găsiți în alt teren? Cum va fi? Nu, pe vechiul amplasament nici atâta. Nici nu atâta, se poate nu? Acolo construi, nici nu se putea construi. Dar am avut în satul Racovița 13 familii care au stat 3-4 zile sub apă, în curți. Nu a intrat în case, a intrat în anexe, în pivnițe, dar până la urmă s-a rezolvat. Cu drumurile am avut, cu podeță, s-a deplasat de la nivelul Consiliului Județean la Prefectură, Inspecția în Construcții, ISU, o comisie. Am mers și am pe teren împreună cu delegați de la primărie. S-a făcut evaluarea, trebuie să reconstruim 6 podețe, să
8 punți pietonale, având în vedere că turnul Rudărie, rudarii aveau punți peste părul tărâia ca să poată să aibă acces în, la gospodării. Și aceste trei podețe făceau legătura cumva între sate? Sau? 6 podețe. Da, nu în cătunul Rudării, avem și în comună, făcea legătura cu câte 15-20 de gospodării, 4-5. Și acelea, oamenii de acolo trebuie să ocolească acum? Da, am făcut prin albie, pot să circule, nu e nicio problemă, care s-a mai putut repara, le-am mai reparat noi, dar acum am avut proiectant, a venit la fața locului, a făcut proiectul, ne-a fost repartizate 2 miliarde de la guvern și așteptăm să dăm drumul la, să demarăm lucrările. Drumurile au fost impracticabile pe o lungime de în Racovița și Polovraj de în jur de 13 km. Am rezolvat cea mai mare parte din ele, mai avem astăzi și luni și de marți intrăm în Racovița la Polovraj. Bineînțeles că a doua zi, după ce au încetat ploile, am dat drumul la circulație, am făcut unele bypass-uri prin apă, prin ele, dar s-a circulat totuși, a făcut legătura între comunitate și centrul comunii, dispensar, magazine și pentru aprovizionare și... Cele trei familii, domnule primar, care locuiesc în acest moment în cele trei module, acolo își vor petrece iarna, nu? E foarte greu să le Da, bineînțeles, își vor petrece iarna acolo. Ne-am gândit să le cumpărăm trei butelii, trei aragază și să le cumpărăm niște reșe electrice pe bază de ulei ca să poată să se încălzească. Sunt racordate modulele la energie electrică? Sunt racordate la energie electrică, sunt în curtea școlii din Cătunul Rudărie, au o sursă de apă aproape, o fântână, deci... Da, știu că ați mai avut o problemă tot în urma inundațiilor aici în Polovraj. Rețeaua de alimentare cu apă potabilă a fost puțin afectată sau care a fost situația? Da, într-adevăr a fost afectată, nu din, adică din cauza inundațiilor, la un capăt de pod a venit o avalanșă de sus. S-a dus un băiat cu excavatorul să decormateze și el n-a știut că e conducta acolo și ne-a rupt conducta de apă, dar în câteva ore am remediat-o. Am apelat la Târgu Jiu, la o societate și a venit și ne-a rezolvat problema cu apa. Deci nu au rămas oamenii fără apă potabilă? Nu au rămas, oricum... Chiar dacă am rămas, le-am dat drumul în sud într-o zi, în nord am oprit în altă zi, deci cât de cât au avut apă. Au venit și foarte multe ajutoare pentru cei sinistrați, pentru cei afectați da, de inundații? Da, a venit ajutoare la mai multe societăți. Am mers împreună în Cătunul Rudărie și la cei care au fost afectați de inundații. S-a distribuit pe bază de tabel, pe bază de semnătură. Și acum ne-a venit niște ciment multibat în urma comisiei care a fost de a evalua pagubele. Trebuie să le dăm materiale de construcție la oameni. Cherestea ne-a venit, ciment și multibat. N-am înțeles. La ce mai lucrați în perioada aceasta în Polovraj? În perioada aceasta avem un proiect obținut, s-a licitat și trebuie să începem lucrările. Mărirea capacității de apă în sat Polovraj. Mai avem stadionul care lucrăm de ani de zile la el, dar nu avem bani să-l finalizăm. Am mai avea cam 15%, să zicem așa, 10-15% din lucrări să le efectuăm și dacă n-am avut bani, am întrerupt lucrările. În rest ne ocupăm, acum am spus, cu drumurile, cu avem utilaje închiriate, utilaje din dotarea primăriei și lucrăm la drumuri. Astăzi se împlinește un an de la tragedia care a fost la Polovraj. Ce s-a făcut în această perioadă? La vremea respectivă s-a spus că se va face? Da, astăzi s-a împlinit un an de la nefericitul eveniment care a avut loc pe raza comunei. S-a pus parapet în amonte și în aval în jur de 80 de metri pe lângă peșteră.
sunt indicatoare de interzicerea circulației. Mașinile sunt oprite la barieră, oamenii circulă pe jos până la peșteră. Distanța nu e mare, o jumătate de kilometru, 500 de metri. Nu putem să facem consolidări cum cu plasă, versantul e prea mare pentru, are în jur la 5-600 de metri și o distanță de 2 km jumate. Deci e imposibil să pună plase sau acum pietrele mai cad, au căzut dintotdeauna, dar nu am avut evenimente până atunci și nici de atunci încoace. La locul tragediei s-a pus o cruce, ceva, cum se spune? Nu, sau? nu s-a pus nimic, absolut nimic. Nu s-a pus nici cruce, nici altar, cum am văzut la televizor că au spus, nu s-a pus nimic. Poate cumva astăzi o veni că se împlinește un an de zile, dar nu știu, să vedem. N-am luat legătura cu dumnealor, nu știm. Dar evenimentul acesta a afectat cumva vizita turiștilor în zonă și la mănăstire și la peșteră? La mănăstire nu. La mănăstire tot așa oamenii care vor să viziteze mănăstirea, mănăstirea e mai jos, nu se pune problema, dar atunci o perioadă a fost anul trecut. A fost o scădere a turiștilor? A fost o scădere a turiștilor, dar acum am văzut că au venit. N-am mai ținut cont. Și la peșteră nu sunt probleme. Și la peșteră și la încheiile Oltețului, peste tot, la ruinile cetății dacice, la oborul Jitovilor, Sfânta Mănăstire. Aveți o zonă foarte frumoasă, multe obiective turistice de vizitat de cei din țară, dar și de cei din străinătate. Aveți un loc de campare, pensiuni, unde se pot caza? Da, într-adevăr, avem un potențial turistic foarte dezvoltat. E o zonă de munte foarte frumoasă, cu multe obiective turistice, cum am spus, Sfânta Mănăstire, peștera, cheile Oltețului, oborul Jidovilor, ruinile cetății dacice, peșterile de sus. Și în perioada de vară vin vizitatorii mulți, sunt pensiuni, pot, Comuna Polovra pot să asigure peste 200 de locuri de cazare la pensiuni, cu mâncare tradițională, cu obiceiuri, și cei care sunt interesați și vor să vină, eu cred că se vor simți bine. Și am avut mai mulți excursioniști care au venit după un an pe altul, că le-a plăcut. Este după cheile Oltețului, imediat în apropiere, avem un platou care se poate face și campare acolo, se poate cu rulota să stea cu corturile, și e o zonă mirifică, o zonă frumoasă. Cum ați reușit, domnule primar, să promovați comuna dumneavoastră la nivel național? Și cu căpșunile, și cu obiectivele turistice? Am reușit să o promovăm și la nivel național și la nivel internațional. Facem parte și din Asociația celor mai frumoase sate din România și ulterior facem parte din cele mai frumoase sate din Europa. Am fost la Roma, la Madrid, am semnat un parteneriat cu satele din Spania, din Italia, și am luat și premiu, o diplomă de excelență națională, premiu Eden, și prin aceste asociații, avem Asociația Mărginea Sibirului, Asociația Oltenia de Sumunte, mai multe asociații care le-am făcut la nivelul GAL Parâng, grupul de acțiune locală care are sediu în comuna Polovragea, am căutat să facem cunoscută localitatea și să o promovăm ca să ne facem cunoscuți. Cât de mult v-a ajutat înființarea acestui GAL? Ne-a ajutat foarte mult proiectul care v-am spus, cu mărirea capacității de apă în sat Polovragi.
e obținut pe gal cu fonduri și încercăm să rezolvăm și să terminăm cu aceste proiecte ca să ne putem să ne dea altele, să ne... Am înțeles. Bun, aș vrea să vă întreb dacă există vreo speranță, vreo șansă pentru cei care se ocupă cu căpșunile. Anul acesta a fost foarte dificil pentru dânsii, n-au prea făcut, recolta a fost foarte, foarte scăzută, așa s-a întâmplat și cu cireșele la Turcinești. Știu că la un moment dat noastră aveați niște discuții cu o firmă să vină să-i ajute, conserve, gem, dulceață. Da, într-adevăr, nu numai anul ăsta, în fiecare an, problema distribuției la căpșuni este foarte grea. Nu avem, nu are cine să le achiziționeze. Am luat legătura împreună cu domnul deputat Weber la Răureni. A venit, a luat o cantitate mică și n-am mai luat, n-am mai venit să mă ia, a luat după la satul mare, nu știu pe unde au luat. Și oamenii au rămas tot cu căpșunile nedate, a trebuit să tot la intermediari ăștia care câștigă mai mult decât ei care produc. La așa dar a fost samsarca, dar a fost nevoit să le dea că n-avea ce să facă. Așa este. Trebuia să le dea ca să iese marfă perisabilă, nu, asta nu merge după o zi pe alta să stea. Bun, dar poate în timp se ar putea deschide o fabrică, ceva care să și producă, s-ar crea locuri de muncă? Asta ar fi încă de când am intrat și m-am gândit pentru o fabrică de procesare a fructelor, a căpșunelor, a fructelor de pădure. Avem afine, zmeură, ciuperci și mure, să pot achiziționa în cantități mari și ar face față pentru, nu numai pentru comuna Pulovra, și pentru toată zona, începând de la Horezu până la Novaci. Sunt foarte mulți locuitori care strâng care ciuperci. Se ocupă cu așa ceva toamna, adică începând din luna august până în septembrie, octombrie, cu recoltatul ciupercilor, afinilor, zmeurii, murelor. Ar fi foarte bine, foarte bine, minunat chiar. Da. Aș vrea să întreb cum colaborați cu parlamentarii de Gorj. Vorbeați de ajutorul domnului deputat Weber. Se implică, a fost și acum cu inundațiile, a fost și domnul prim-ministru, domnul vicepremier Dragnea, domnul președinte Călinoiu, domnul prefect, domnul deputat, domnul senator Mihnea Costoiu a fost, deci toți a venit, nu numai o dată, au venit de mai multe ori să vadă ce am putut să realizăm. Ne-a ajutat cu utilaje, cu bani, am fost foarte mulțumiți că altfel nu puteam să ieșim din impas. Da, mai ales problema aceasta cu inundațiile, grea încercare pentru... A fost o grea încercare pentru noi și dacă dânsii nu ne acorda sprijin, nu ne puteam descurca. Am înțeles. Și v-ați propus să faceți în perioada următoare? Deja ne apropiem de sfârșitul lunii august, septembrie? În continuare să începem cu proiectul care v-am spus, cu mărirea capacității de apă, să terminăm stadionul, să reabilităm drumurile, podețele, punțele pietonale. Este de lucru destul până la sfârșitul anului să le terminăm. Bani și putere de muncă să da. Fie. Mulțumim mult pentru toate acestea amănunte. Așadar, doamnelor și domnilor, aceasta a fost ediția emisiunii de astăzi, Agenda Locală, în comuna Pulovra. Ați urmărit un interviu cu domnul primar Ștefan Fosluiescu. Eu sunt Daniela Gapșa, vă mulțumesc pentru atenție.